Salutare fraților, eu sunt Big Wolf și bine v-am găsit la un episod. Astăzi vreau să discutăm despre articolul 13. Big Wolf! Deci haideți să-i dăm drumul. Ce? Stai, n-ai auzit de articolul 13? Ei bine, haideți să-ți explic. Mai întâi vreau să vă spun că fac acest videoclip deoarece îmi pasă. Oarecum. Vreau să vă spun că fac așa videoclip deoarece am văzut că, bineînțeles, că prinde videoclipurile de genul. Și mai ales pentru că mi-apar foarte multe videoclipuri la recomandate cu articolul 13. Și bineînțeles că m-am uitat la ele. Și cum să vă spun eu vouă, situația e gravă. Eu vorbesc foarte serios. Haideți să vă explic cam cum ar sta totul. Cum pe YouTube, dacă aveai un videoclip, de exemplu... Deci până acum pe YouTube, dacă aveai un videoclip cu copyright, acel videoclip ar fi fost demonetizat și nu ar mai fi intrat așa multă lume pe el. Adică dacă YouTube-ul nu face niciun ban de pe urma acelui video, de ce să-l mai promoveze? Dar acum cu articolul 13 e situație mult mai gravă. Adică serios, vorbesc foarte serios. Pentru că dacă în videoclipul tău ar apărea un, nu știu, o melodie sau un logo sau ai filmat într-un loc sau ceva genul ăsta, acel autor al acelui logo sau muzică sau orice altceva ar putea da în judecată YouTube-ul direct. Și asta ar însemna procese și mulți bani aruncați. Bineînțeles, dacă acel autor câștigă procesul, e clar că va cere bani din partea YouTube-ului. Și mai ales când e vorba de bani, e clar, toate firmele din lume, dacă apare undeva în colț, în dreapta sus, apare logo-ul Nike aruncă în judecată YouTube-ul deoarece încalcă drepturile de autor. Sau ceva genul ăsta. Dacă se acceptă acest articol 13 și nu se modifică nimic la el, începând cu anul 2019, dacă se găsește la tine un videoclip, ceva, o melodie, sau la tine pe canal un videoclip care conține copyright, canalul tău va putea efectiv să fie șters. În sensul, așa, te trezești peste noapte că ea s-a gândit să îți steargă canalul. Eu vorbesc foarte serios, să-mi bag pixul. Și la eu cum am vreo 7 videoclipuri cu copyright pe ele, mie mi-e frică să-mi bag pixul, eu vorbesc serios. Dar aici intervine vorba unde-s mulți, puterea crește. Dacă ești interesat și vrei să schimbi oarecum acest articol 13, poți să faci un videoclip în care să scrii hashtag Save Your Internet și să îl pui pe YouTube și să îți pui părerea despre acest articol 13. Vă spun pe de acum, dacă am spus ceva greșit sau așa, îmi pare rău, am urmărit doar vreo 3 videoclipuri despre acest articol 13 ca să-mi dau seama cât e de grav. Acum nu știu cum o să fie, poate o să se schimbe, poate nu o să se schimbe, poate în 2019 ne trezim că YouTuberii ăștia mari dispare efectiv așa peste noapte doar pentru că au un videoclip cu copyright. Deci situația e cam gravă. Chestia e în felul următor, că dacă tu ești limitat, din câte am înțeles eu, orice îi face, dacă filmezi un logo sau dacă pui pe videoclipul tău un film, o melodie care nu-ți aparține, firma, autorul care deține acel ceva, melodie, film, videoclip, ar putea să dea în judecată YouTube-ul pentru chestia asta. Și, bineînțeles, ca să nu intre YouTube-ul în procese și judecători și bani aruncați pe avocat și prostie genul ăsta, videoclipul sau chiar canalul îți va fi șters. Iar pe YouTube ar apărea doar videoclipuri originale, 100% curate, fără nicio urmă de copyright sau ceva. Chestia proastă e că și un joc ar putea fi copyright, pentru că tu nu ai le zis ălora care ai creat jocul, bă, uite, vreau să fac un videoclip. Asta mă deranjează pe mine. Chiar și fața unui actor, știți cum sunt mimurile, de apare fața și scrie ceva pe acolo, și aia ar putea fi copyright și riști să ți se șteargă efectiv canalul sau videoclipul pentru că ai pus acel ceva. Vă spun încă o dată, îmi pare rău dacă am spus ceva greșit sau ceva eronat sau ceva, aveți în descriere încă un videoclip care, după părerea mea, explică mai bine ca mine. Sper, Doamne, să nu dea copyright și pentru chestia asta.
Aveți, bineînțeles, în descriere un link unde puteți să citiți cu ochii voștri articolul 13 și o să vedeți tot. Mi poliția, jandarmeria, ce dracu' ea, mă? Dar v-am spus, unde-ți mulți puterea crește? Poți să faci un videoclip, îl pui pe YouTube, scrii în titlu hashtag Save Your Internet și ar putea ca videoclipul tot să fie luat în calcul și să schimbe anumite paragrafe din acel articol 13. Deci cam atât am vrut să vă spun, doamnelor și domnilor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Până la data viitoare, am fost Big Wolf și noi ne vedem într-un episod. Cred că am vorbit prea repede, așa-i? Așa-i. Pa, pa!